Și tot o veste pentru șoferi, sistemele inteligente de siguranță vor fi montate obligatoriu pe toate mașinile fabricate după 1 iulie 2024. Acestea vă vor trage virtual de mânecă atunci când sunteți obosiți sau vreți să vă urcați la volan după ce ați consumat alcool. Colega noastră Ana Grigore ne spune cum arată mașina viitorului apropiat. Vorbim despre o serie de sisteme obligatorii pentru toate mașinile care vor fi fabricate în Uniunea Europeană după data de 1 iulie 2024. Toate mașinile de transport vor fi dotate, conform proiectului legislativ, cu o interfață conectată la un aparat etilotest. Mai exact, în cazul în care etilotestul indică faptul că șoferul a consumat alcool, motorul mașinii nu va putea fi pornit. Un alt sistem obligatoriu va fi cel care detectează oboseala celui de la volan. Acesta există deja pentru unele modele noi de mașini și vă dau un exemplu. Dacă ploapele șoferului sunt închise mai mult decât în mod normal, mașina va sesiza acest lucru prin anumiți senzori și camere de bord, iar în ecranul bordului va apărea o avertizare, cum că ar fi cazul ca șoferul să ia o pauză. Cutia neagră a mașinii, similară cu cele din avioane, sau limitatorul de viteză vor fi și ele de asemenea obligatorii și vă mai dau câteva exemple din această listă lungă. Pentru oprirea de urgență va exista de asemenea un sistem de avertizare obligatoriu pentru mersul înapoi, pentru frânarea de urgență și pentru menținerea benzii. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.